Deschiderea cărților funciare va fi gratuită pentru cetățenii din comuna Stoienești, iar lucrările de cadastrare ar trebui să se finalizeze până în toamna anului 2027. Primarul Gheorghe Dumbreavă spune că fonduri pentru cadastrare au mai existat, însă abia acum s-a prezentat la licitație o firmă care să și execute lucrările. Mirii românii ne-au virat banii, au stat banii pe toată perioada anului acolo, la sfârșitul anului, neavând voie să iei de acolo. Deci pentru prima oară, după cât timp, semnați un contract? Da, dacă sunt eu de 12 ani și n-am reușit. Și în permanență, la fiecare premieră am avut bani. Și de la domnul Ponta, de la doamna Dăncilă, toți care au fost premierii României ne-au venit. Vă dau bani pentru cadastrare. Exact, și n-avea nimeni. Probabil este foarte greu, dar sau nu sunt, câștigă foarte bine în privat și n-au venit să lucreze cu unitățile de... Care ar fi termenul de finalizare? Că bănesc că un proiect se specifică. Mi se pare că avem vreo 3 ani termen. Deci da. Ar fi destul timp. Contractie au timp, au destul. Se poate și prelungi, că nu este o problemă, dar să înceapă, sper să înceapă în scurt timp. Cam ce suprafață are localitatea? 5.000 de km pătrați. Suntem pe cele mai mari localități în județul Vâlcea, chiar dacă ca număr de locuitori am scăzut, suntem undeva la 3.300 de locuitori, dar în schimb, ca întindere, suntem foarte, 13 sate. Vă dați seama, 3 voste comune. Am o comună grea, o comună foarte mare. Cu fonduri de la Consiliul Județean Vâlcea, în Stoienești se execută acum și lucrări de reactualizare a planului urbanistic general. Documentația se întocmește pentru toate suprafețele de teren pe care urmează să fie amplasate construcții, indiferent de destinația lor. Lucrăm la reactualizarea lui, să lucrez într-un ritm alert, aș putea spune, în câteva, zic eu, 2-3 luni, 4 luni, 5 luni, să fim gata cu totul. Mai ales acum că am fost prinși la de câte Consiliul Județean cu o sumă de peste un miliard, un miliard și ceva bani vechi, aproape un miliard jumătate. Și băiatul care se ocupă, sper să accereze. Eu l-am anunțat exact cum am ieșit la Consiliul Județean, domnule, am semnat cu domnul președinte, mi s-a repartizat suma aceasta de bani, așa că dai drumul la treabă să mergi într-un ritm cât mai alert. Ce înseamnă pentru locuitor trecerea unui teren din extravilan în intravilan? Este foarte simplu. Pentru dânsii și cadastrul care l-au făcut ne dă numărul cadastral, noi îl înaintăm la arhitectul care se ocupă și așa își va trece și când va fi gata actualizarea, va fi cu terenul în intravilan. Asta înseamnă că poți să construiască mai ușor sau? Da, da, da. Asta este și scopul. Cei care și doresc să treacă în intravilan, de când să-și construiască mâini pe mine sau poate să-l și înstrăineze la cineva. Autoritățile locale estimează că prin planul urbanistic zonal vor fi trecute în intravilan câteva zeci de hectare de teren.